Ne întoarcem un pic la tatăl tău și la felul în care s-a născut, de fapt, autonom. Știu când ai vorbit la un moment dat, când am vorbit la un moment dat despre asta, ai spus și am să te citesc că mi-a plăcut foarte tare cum ai spus. Când te-am întrebat despre, știi că avem mitul clar viziunii, vedem oportunitatea și o mergem și o urmărim și suntem primii. Și te-am întrebat despre asta și ai spus aiurea. Ideea asta avea pentru mine valoare negativă. Ideea de unei companii de închirieri de mașini. Și e o mașină, de fapt, cu care a început totul, da? Cu tine, când a venit tatăl tău să te viziteze în Statele Unite și ați închiriat o mașină și ați făcut turul coastei de est. Povestește-ne un pic momentul ăla cu mașina care a schimbat totul. Da, e o poveste foarte faină. Când am terminat, eu am plecat în Statele Unite, cred că plec de tot. Și am făcut acolo un MBA, am și lucrat. Da, acolo sunt cu mama mea și cu tatăl meu. Și când am terminat, na, era un moment foarte important ăsta, graduation, care între timp s-a importat și la noi cu togile alea. Și am reușit să îi conving pe mei să vină până în state și au participat acolo, foarte emoționați, foarte frumos. Și după aia am închiriat o mașină imensă. Mă rog, eu tot timpul vreau să înțeleg cum funcționează sistemul și am plătit pe mașina asta, țin minte, și acum, $40 pe zi, în condiții că am beneficiat, nu știu, niște cupoane de upgrade, am mai negociat ceva la ghișeu, aveam, nu știu, card de American Express și, mă rog, am luat cea mai mare mașină posibilă. Țin minte, și acum, părinții mei erau fascinați că în spate acolo poți să întinzi picioarele și nu atingi bancheta de în față, adică așa de mare, mașini americane. Mă rog, și am luat mașina și să facem o excursie. Și tatăl meu a fost fascinat de procesul de închiriere. El, ți-am zis, tot timpul curios, vrea să vadă cum funcționează afacerea din lumea asta. Și s-a uitat și a zis, cum domnul ăsta care ne livrează mașina, cum ne dă mașina lui, are încredere în noi? Zic, tata, e o companie, dar știe că suntem din România. Vreau să zic, tata, știi, e cea mai mare companie din lume, uite, ăsta e modelul de business. Vai, dar ce frumos, ce bine. Când te întorci în țară, pentru că era clar că mă întorc în țară, pentru mine nu era așa de clar, când te întorci în țară, o să pornim în Piatra Neamț o firmă de închiriere de mașini. Zic, sigur, tata, eu știind cum să reacționez la toate propunerile lui, sigur, tata, cum să nu? Ei, și am uitat. Cum l-ai numit antreprenor în serie? Antreprenor, o afacere pe săptămână. Deci, ce serie? Deci, mai ales că partea cea mai fain e că pornește și aceeași afacere de mai multe ori. Uită sau de ce? Nu, îi se pare iar cool. Eu am uitat, dar n-a uitat. Și când, într-adevăr, m-am întors în țară și m-am apucat de tot felul de business-uri pe aici, prin București, de fiecare dată când vorbeam cu tata, când pornim afacerea de închiriere mașini din Piatra Neamț. Și tata, da. Ok, nu știu dacă merge, cum, că trebuie să meargă, n-are cum să nu meargă. Și atunci am aplicat și am învățat la școală. Am făcut market research, m-am uitat, am căutat pe net. A fost foarte scurt market research, că nu era nicio firmă de închiriere mașini în Piatra Neamț. Și nici măcar în toată Moldova, deci, că am zis, ok, hai să-mi lărgesc aria, target market. No, era zero. Și atunci am făcut și eu, zic, nu-i nimic, zero oportunitate acolo. Ei, tata, și atunci am zis, ok, trebuie să-mi țin relații bune de familie cu tatăl meu. Așa, și atunci am zis, și așa ce m-a convins că a fost foarte interesant, era la finalul anului 2004, era tot orașul plin aici în București, de panouri, cei de la Renault lansaseră primul model Dacia, marca asta în care investiseră, Dacia Logan. Și era pe toate panourile, țineți, și acum scria Dacia Logan, mașina de 5.000 de euro. Și tot mă uitam la ele, mă, 5.000 de euro, mă, nu e așa mult. Na, și am făcut eu calcul, cum nu știu ce, și până am luat 3 Dacia de alea de pe panou, așa, și le-am trimis la Piatra Neamț. Acolo repede am tradus un contract, am găsit, tatăl meu avea niște magazine de piese auto, am luat un vânzător de acolo care mi s-a părut mai răsărit, un telefon mobil, 3 anunțuri în ziar, market research, da, de prețuri și spor la afaceri. Și m-am întors în București ca să îmi văd treburile mele și ideea pentru mine avea valoare negativă, de ce? Că îmi lua din timpul meu, că aveam treaba aici, nu? Da. Să mă joc de a închiria de mașini în Piatra Neamț. E, și surpriza a fost după câteva săptămâni când mă sună Marius German, că lucrează așa acum cu noi, că Marius tot sună telefoanele și nu mai avem mașini și ce să face, că nu mai știu ce să mai zic cu oamenilor. Crezi că face mișto de mine, dar nu măcar nu ființase în firma, că lucram pe firma părinților și m-am uitat în cont, am cerut acces, zic, băi, și tot depunea asta bani în cont și zic, măi, nu se poate. Și am luat, nu știu, erau niște Chevrolet Kalos, niște mașini, cele mai ieftine mașini le cumpăram. Așa, după aia niște de alea mici se făceau la Craiova, Deu Matiz. Și am terminat anul. În luna august, în 2005, aveam 14 mașini care erau tot timpul închiriate. Bă, și n-am mai rezistat. Și m-am dus în Piatra Neamț. Bă, și eu, cine închiriază mașini? Da, și erau românii. Având în vedere că oportunitatea era zero după studiul de piață. Da, am fost de multe ori, am
m-am înșelat, dar rău de tot. Important ce am făcut după. Da? Și când am văzut, de fapt, cine închiria mașini, că erau românii care lucrau în străinătate, aproape 4 milioane, by the way, după niște studii BNR, așa, și aveau nevoie de mobilitate când veneau. Și când am văzut cât sunt și când am văzut cum mai face nimeni asta, am zis, ok, n-am mai dormit bine vreo 2 luni și am zis că ăsta e momentul să aplic ce am învățat în state. Și ce am învățat în state e, ok, să încerci multe inițiative, business-uri, proiecte și când vezi unul care a fost validat de piață, profitabil, un cuvânt foarte important în limba română, așa, atunci investește tot ce ai și scalează. Da, și extinde-l. Încurajez pe oricine să fie foarte atent când vorbește cu clienții lor. Și dacă auziți vreodată, pe vreun client care vă spune, măi, dacă aș avea un furnizor ca voi în domeniu oarecare, atunci maxim atenție, notați și nu știu ce. Da? Pentru că clienții o să spună ce nevoi mai sunt acolo și ce nu fac bine alte companii și ce văd diferit la voi. Și asta e principala sursă de idei. Nu că, ok, da, ajută faptul ăsta că citim și înțelegem un pic cum sunt structurate, dar eu nu sunt omul cu ideea. Eu sunt omul cu, ok, vine informație foarte multă către mine și încerc să hotărăsc ce e relevant și unde am probabilități mai mari de a reuși. Ei, și în urmă, când avem o idee care mi se pare că merită să luăm în calcul, atunci de obicei căutăm un responsabil de proiect intern, din echipa fiind mărișoară, nu e așa de complicat. La început a fost mai greu că noi, eu și cu Dan, eram responsabili de proiect. Așa, de oricare proiect. Oricare dintre noi. Și apoi testăm. Și majoritatea proiectelor de genul ăsta nu reușesc. Adică, cum facem? Ce înseamnă testăm? Testăm mai adică exact. Pornim proiectul respectiv. Adică ai un responsabil, ai un buget? Da. Ai un... Deci e ca un startup? Da. Ai ca un startup intern, de nu înființez companie, da? Înființăm companie numai dacă chiar validăm proiectul. Și pot să spun că în toate, dar în absolut toate inițiativele astea, ce credeam noi că e pe piața aia, nu s-a validat. Tot timpul valoarea adăugată era în altă zonă. Da? Și asta poți să afli numai după ce încerci. Da? Și secretul, să zic așa, sau unul din lucrurile care funcționează este să încerci mai multe lucruri, atenție, în paralel. Da? Pentru că dacă citiți în cărți, nu știu ce, vă spun, ok, începeți un proiect, dedicați tot ce aveți, dacă nu merge, încerceți învățați din el și apoi mutați-vă la următorul proiect. În cazul nostru, nu. Încercăm multe lucruri în paralel, le terminăm suficient de repede dacă vedem că nu găsim ceva unde să putem aduce valoare adăugată și ne apucăm de altfel. Să vorbim un pic despre 2009, sigur. Dacă tot am... Cum să nu? Unde da. Salvarea vine de la clienți, de fapt, așa cum bine zici. Eu cred foarte mult în cicluri de dezvoltare ale companiilor. Da? Și dacă vă uitați așa, empiric, la companii pe care le cunoașteți, să vă uitați un pic pe cifrele lor, pe evoluția lor și să vedeți că nu, niciodată nu e liniar. Liniară creșterea. Majoritatea sunt up and down, nu știu, dar ce să vedeți anumite cicluri. Da? Și de obicei, când o să vedeți companii care acum sunt flat, dar sunt constante cu veniturile sau chiar în ușoară scădere, de obicei s-a întâmplat ceva cu antreprenorul sau cu directorul general. Și ce s-a întâmplat e că nu s-a întâmplat nimic, n-a vrut să se schimbe. Da? Și noi ce am văzut, că ce te-a adus, calitățile care ți-au folosit ca să ajungi și să aduci afacerea până la un anumit nivel, sunt exact aceleași comportamente, exact aceleași comportamente, te opresc să mai crești afacerea mai departe. Da? Și ca să vorbesc concret. Inițial, cum era poza respectivă, eram în mașină, da, și eu recrutam oameni, eu făceam, nu știu, training cu ei, eu stabileam tarifele de închiriere, gestionam flota și așa mai departe. Ei, după ce am avut oameni interni, am avut, nu știu, înțelepciunea sau pur și simplu nu mai aveam timp, habar n-am, să-i las pe cei din jurul meu să greșească, pentru că eu de departe eram cel mai competent om din jurul meu. Știam foarte bine business-ul. Cred că Felix rezonează cu această chestie. Da, am văzut. Da. Și i-am lăsat pe ei să greșească și să învețe din greșeli și în felul ăsta m-am eliberat din timp și am început să fac alte lucruri care aduc valoare mai mare companiei. Da, i-ai lăsat să greșească pentru că n-ai mai făcut față sau pentru că a fost programatic? Nu, așa mi-am dat seama că nu au cum altfel să învețe, pentru că dacă eu aș fi stat, știi cum, suflându-le în ceafă, cum se spune, sau cu să uitându-mă peste umărul lor, să văd ce fac și tot timpul la fiecare lucru, să zic nu așa, fă așa, nu știu ce, îți dai seama, mi-aș mai fi luat încă un job în plus. Da. Adică
fi făcut tot ce făceam înainte, plus partea să-i învăț pe ei. Și atunci am zis, ok, nu, ne asumăm niște pierderi, să pierdem niște clienți, să nu ajungem cu niște livrări la timp, numai ca să poată să învețe. Și mai e și conceptul ăsta, de care sunt sigur că o să vorbim un pic mai încolo, de autonomie. Dar noi credem foarte mult că oamenii sunt maturi, da, și responsabili. Și noi cum definim autonomia, este libertate plus responsabilitate. Și atunci vrem să le dăm libertate să-și facă treaba cum crede că e mai bine, da, și în același timp în responsabilitate, și responsabilitatea noi o definim prin sisteme, prin sistemele pe care le avem în, la companii, în cadrul companiei, și ne așteptăm noi să le folosească. Care sunt acele idei pe care le-ați pus la baza acestui fel de a fi al, al autonom? Păi, ca și cultură de organizație. În primul pornește, cum ați gândit-o? De la cu ce fel de oameni te înconjori. Da? Și avem un mod de recrutare care e foarte, nu știu, e altfel. Și la ce mă refer? Deci, suntem acum 330 de oameni în autonom. Vasta lor majoritate sunt șoferi. Mă rog, le spunem agenți rentăcar. Ei ceva, livrează, preiau mașini, relația cu serviciul, asigură și mai departe. Ei, toți au studii superioare. Toți vorbesc limba engleză. Majoritatea vorbesc două limbi străine. Da? I-ați învățat voi sau i-ați recrutat să fie așa? Așa am recrutat. Deci așa asta era, asta e cerință la recrutare. În toate anunțurile de angajare, ca să fii șofer la noi, trebuie să ai facultate, trebuie să vorbești limba engleză și, na, opțional ar fi bine să mai vorbești o limbă străină. E, okay. Și sunt absurd. Și e un pic. Dar de ce facem asta? Pentru că noi le vindem un vis. De fiecare dată când vin la... Un vis? Un vis. Na, când vin la interviu de angajare, ne spunem, ok, tu poți fi următorul director general al unei companii din grup. Na, poți să, dacă vrei o carieră în marketing, sigur vei avea acces în autonom, dacă asta vei vrea, la o poziție în marketing. Vrei să vinzi, vrei să faci o carieră în sales, vrei în analiză de date. Ce te motivează? Noi spunem, uite, noi suntem o companie care de 13 ani avem creștere cu două cifre în fiecare an, sigur vei avea unde să îți faci o carieră aici. Da? Și atunci avem baza bună. Deci, apropo de principii, deci avem pe ce să aplicăm principiile respective și asta, unu și doi, e vorba de cu cine stai de vorbă și de limbaj. Avem limbaj comun. Da? Și limbajul ăsta nu doar că îl avem, dar îl și construim. Și cum îl construim? Prin valori. Avem un set de valori, sunt cinci valori, da, de care vorbim foarte mult. Da, dăm feedback bazat pe ele, în programul de induction, în primele 3 luni. Iar le prezentăm foarte mult, le prezentăm un pic care e viziunea noastră, de ce facem tot ceea ce facem, și încotro ne îndreptăm, și valorile sunt cum facem lucrurile respective. După aia, perioada, să zic așa, de romantism durează 3 luni. Și ăla e, de fapt, interviul. Pentru că nu avem decât un singur interviu. Asta iar e ciudat. În general, la interviu, nu știu câte serii, teste, nu știu ce, nu avem nimic de astea. Din cei care vin la interviu, un om pe care ni se pare cel mai bun și spor la treabă. Și îl introduceți direct într-o perioadă, într-o lună de miere de 3 luni? Deci trece prin partea să învețe ce are de învățat ca să-și facă activitatea și tot timpul îi punem un buddy, încă o persoană mai experimentată lângă el și merg împreună să facă activitățile respective. Dar ce e interesant, ce se întâmplă după 3 luni? Foarte puțin realizează lucrul ăsta, deși nu e niciun secret, că de fapt cele primele 3 luni sunt de fapt interviul de angajare. Și un interviu de angajare pe care nu poți să îl falsifici. Da. Și iar ce e foarte interesant și iar e altfel, cine decide dacă persoana respectivă rămâne în autonom? Odată decide el. Pentru că peste 40% nu ajung la 3 luni, că pleacă, pentru că e ce, știi cum, ce au citit, ce ai spui tu acolo pe Marte despre autonom și au dat seama, au ajuns și e foarte mult de muncă. Așa, și atunci, ok, credeau că o să facem numai cam ce facem noi în seara asta, club de lectură, vorbim de idei, de cărți. Să știi că și asta e muncă. Corect, corect, dar un altfel, au dat despre un altfel de muncă, deși se întâmplă și asta, dar bănuiesc că proporția pentru ei nu e chiar grozavă. Deci pleacă pentru că sunt dezamăgiți de cât au de muncit. E vorba de setarea așteptărilor. Da? Ce se așteptau să găsească aici nu a fost așa. Și pleacă și după 3 luni de zile decizia este colectivă. Da? Adică nu decide doar managerul, cel care l-a angajat, ci echipa, cel care a lucrat. Și din nou, foarte greu să nu recrutezi oameni faini dacă faci lucrul ăsta. Asta, pe principiu, asta se... pe principiu că ești rezultatul celor 5 oameni cu care interacționezi cel mai des. Corect. Și mergând mai departe, noi avem politica asta de promovare din interior. Da? Adică foarte, foarte rar recrutăm oameni din afara companiei. Recrutăm masiv entry level, pleacă foarte mulți la început, dar apoi din cei care rămân,
promovăm în sus. Și atunci avem la orice moment, și de asta am putut să scalăm atât de repede, la orice moment avem oameni care înțeleg valorile noastre, trăiesc cultura, merg în viziunea noastră și atunci imediat poate să intre să preia mai multe responsabilități, să dezvolte un proiect, să testeze acele proiecte pilot de care vorbești. Am văzut destul de mulți colegi care sunt filmul nostru. Ai spus că, că de multe ori puterea șefilor se bazează pe controlul informației. Da. Cum funcționează asta la voi? E foarte simplu, am democratizat informația. Adică orice coleg care are cont în, nu știu, în ERP-ul nostru și toți colegii noștri au cont în ERP-ul nostru, așa are acces la orice informație în sistem. Da? Și asta chiar a fost interesant. Când am achiziționat divizia de leasing operațional a Băncii Transilvania, până când fizic nu s-au mutat cu calculatoarele și cu serverele, n-am avut acces la informație. Deci nu puteam să extragem informația de acolo, din companie pe care o cumpărasem. A durat 2 luni de zile. Acolo pentru că aveau atâtea sisteme și zic, da, securitate. Un stick. Cum cumpi un stick? Păi dezactivate, nu știu ce alerte, se creează în Cluj și nu știu ce. Zic, ok, bine, nu pune stick. Nu. Da, a fost foarte, foarte complicat să, să luăm. Acum, gata, suntem în regulă. De asta zic că și e cumva să reguli bancare și mai înțeleg de ce, dar era contrastul atât de mare cu modul cum, ok, ce poți să afli de acolo? Păi, dar și la voi poți să afli clienți, poți să afli prețuri, poți să afli cât câștigă șeful, poți să afli dacă afacerea ta cât câștigă prietenul meu de cu clienți, atunci ești în, tu încă nu-ți dai seama, dar ești în pericol de moarte. Dacă e singurul pe care te bazezi, ok, competiția nu știe cu ce clienți lucrezi tu. Multă vreme, nu mai știu dacă mai acum pe site, că tot de relativ des îl schimbăm, aveam lista cu aproape toți clienții importanți. Nu, dar știi ce scrie în contracte, cu cât cere servicii, cu ce prețuri, de... Dacă ai valoarea numai prețul care dai, atunci din nou ești în business-ul greșit. Dacă numai prețul este argumentul de vânzare. Da? E în business trebuie să-ți creezi mult mai multe lucruri și avantajul pe care nu ți-l poate copia nimeni este cultura organizațională. Și eu și Dan, noi am crescut înconjurați de cărți și n-aveam bone acasă. Și atunci, după școală, stăteam la mama în anticariat și eram înconjurat de cărți și de oameni, mai important, oameni pasionați de cărți. Și am creat obiceiul ăsta de mici să citim destul de mult. Și ne-a schimbat foarte mult viața în bine, și mie și lui Dan. Și atunci, unul din, nu știu, privilegiile, din lucrurile pe care sunt bune în antreprenoriat, dacă ai o idee, care chiar dacă poate fi un pic ciudată, dar dacă crezi în ea, poți să o încerci. Da? Și am zis, hai să văd dacă pot să influențez în bine viața colegilor mei. Da, în direcția asta. Și am vorbit foarte mult despre citit, cât de important a fost și pentru mine și pentru Dan. Și am zis, hai să încercăm treaba asta, să încercăm ca fiecare dintre noi să citim o carte de business pe lună. Și a fost rezistență uriașă. Da, rezistență uriașă de la cei existență firmă și rezistență aproape de zero de la cei care tocmai erau proaspăt angajați în film. Pentru că ei veneau și ok, la firma asta așa se întâmplă lucrurile. Minunat, ne adaptăm. Pe când cei care erau deja în firmă ziceau, păi, dar eu deja, și am avut, asta e textual, unul din colegii noștri care și acum în firmă și foarte bun în ceea ce face, zice că, Marius, eu știu mult mai mult decât o să am vreodată nevoie în poziția asta în autonom. Și atunci, cum adică, de ce să mai citesc? Bun. Zic, ok, dacă așa crezi, dar uite, și am început să discutăm pe tema asta, vreo 3 ani n-am vrut să citească nicio carte și problema a venit într-o zi, a zis, bă, recomandă niște cărți. Zic, dar ce s-a întâmplat? Spune aici că tot timpul v-am ascultat vorbea de mine și de Dan, cu neîncredere. Da? Legat de, că noi tot timpul vorbim de planuri, avem o întâlnire anuală de 13 ani în fiecare an, ne întâlnim și stăm 3 zile și discutăm în prima zi de trecut, a doua zi e learning day, învățăm împreună și a treia zi de strategii de viitor și spunem planurile pe viitor. Și de fiecare dată când se uita la planurile, zicea, băi, n-are cum. Deci n-au cum să se întâmplă. Și zic că în fiecare an se întâmplă. Și zic, măi, ceva ok, trebuie să fie acolo. Și zic că vreau și eu să fiu partea poveștii este. Da, și atunci s-a hotărât. Și am unul dintre cei mai activi cititori și așa mai departe din companie. Dar a fost greu. Greu după. Când te-am rugat să îmi spui care este un citat al tău preferat sau o idee după care te ghidezi, da. Mi-ai scris și ești
primul antreprenor cu care vorbesc, care vorbește despre filozofie stoică. Da, stoicism. Mi-ai dat un citat din Epictet. Da. Ok. Care spune așa: nu ceea ce se întâmplă contează, ci mai... Mă, nu, am să cred că-l și avem pe undeva, Andrei, din citatul din Epictet. Nu ceea ce se întâmplă contează neapărat, ci felul în care reacționăm la ceea ce se întâmplă. De ce l-ai ales pe ăsta? Și de ce stoicism? Prima dată am auzit citatul ăsta la o conferință de networking. Și era formulat altfel, dar mi-a plăcut cum era formulat. Și după am aflat, de fapt, de unde venea și cei cu stoicii. Și citatul spune așa: ce e viața? Îți dai seama, când începe cineva să spună, hai să spune ce e viața, e ok, zi, prietene. Și spune așa, că viața este 90% din ceea ce, este 10% de ceea ce se întâmplă și 90% cum reacționezi la ea. Da. Ok? Și mi s-a părut foarte interesant, pentru că și pe aia tot m-am gândit, că mi-a rămas așa pe creier. Și mi-am dat seama că sunt foarte puține lucruri în lumea asta pe care pot să le schimb, da? Dar schimb ce pot să schimb, pot să schimb percepția mea și modul cum mă comport mai departe. Și după aia am dat din întâmplare de stoici, am început să l-am citit pe Marcus Aurelius, care are o poveste absolut fabuloasă de viață. Era cel mai bogat om din lume. Și pe deasupra era și cel mai puternic om din lume. Da? Era emperor. Da? Deci cel mai... Așa? Și el omul ținea un jurnal. Da? Și observații. Dar el n-a vrut niciodată să-și publice jurnalul. Era jurnalul pentru el. Cu gândurile lui. Și era un tip extrem de simplu și foarte critic cu el însuși. Da? Și avea un mod de viață și după aia am citit de unde învățase. Învățase din spate, de la filozofii greci, de la stoici. Da? Pentru că stoicii, fundamental, ce zic? Că sunt patru virtuți, nu știu, fundamentale pe care le trebuie să le ai, zic, orice om. Da? Trebuie să ai înțelepciune, trebuie să ai, știi ce înseamnă Andreea în greacă? Nu. Curaj. Trebuie să ai curaj, da? Trebuie să ai moralitate. Și cumpătare. Poftim? Cumpătare, probabil. Și cumpătare, moderație, zicea. Moderație, zicea. Da. Deci cele patru lucruri fundamentale în viață. Aici, după aia, sunt niște practici, niște lucruri, niște obiceiuri zilnice pe care poți să le faci ca să, nu știu, să progresezi în zona asta. Și un lucru pe care vă încurajez pe fiecare dintre voi să-l faceți e să practicați recunoștința. Na, oricând vă treziți, oricând vă duceți la culcare, gândiți-vă pentru ce sunteți recunoscători în viață. E instant, este rezultatul. Cum adică să gândești în cutiuțe? Ok, noi discutam despre stres, da, și despre griji cu Andreea și am spus că eu nu prea mă simt stresat. În condițiile care sunt implicat în foarte multe proiecte. Și mi-am spus și m-a întrebat, cum faci? Măi, pentru mine e relativ simplu, dar ok, mi-au luat ani de zile să practic chestia asta, eu gândesc în cutiuțe, asta am spus. Și Andreea, cum adică gândești în cutiuțe? Și am zis că... S-a făcut genial. Tot timpul zic, ok, am viața mea, o zi de-a mea tipică, nu știu, cam 5-6 întâlniri în fiecare zi. Și atunci, ok, mă pregătesc pentru fiecare întâlnire, dar îmi las grijile și ce o să întâmplă. Și de multe ori, se întâmplă să am discuții mai dificile, negocieri poate un pic mai dure. Nu stau noaptea, mă perpelesc weekendul, vai ce o să întâmplă, că o să am marți discuția aia. Nu. Cât sunt cu familia, sunt cu familia și le dau cel mai important dar pe care puteți să-l dați cuiva, așa, numai atenția voastră. Și îmi las grijile pentru când va veni acea... Ai un discurs tu cu tine, că știi că grijile n-au, tu poți să le spui ce vrei tu, dar ele în general au o viața lor proprie. Ai un discurs intern sau ceva un fel? Practicând tot felul de, nu știu, obiceiuri, un lucru de la care, nu știu, pornesc toate, e, în engleză se spune self-awareness. Da. Să fii foarte atent la cum te simți tu. Da. Și atunci aș încerc să identifici nu știu, emoțiile prin care treci. O tehnică foarte simplă ca să-ți lași emoțiile este, în engleză se spune labeling, să le spui un nume. Acum mă simt, sunt un pic, nu știu, supărat. Da? Ei, asta funcționează. După ce ai spus emoții tale și păi începi să te întrebi, dar de oare de ce aș fi supărat? Că mi se întâmplă la un moment dat să fiu, nu știu, agitat și nu știu ce, dar nu s-a întâmplat nimic. Și stau și mă întreb, oare de ce? Și păi îmi dai seama de nu știu ce conexiune am făcut eu, nu știu. Ei, și trecând prin tot procesul ăsta, gândindu-mă și auto-analizându-mă, să zic că atunci
ajută să mă liniștesc. Iar un mecanism, sunt câteodată șocuri mai mari și nu, cum ai spus, nu poți să treci peste ele. Pentru mine, modalitatea de a trece este să stau singur o perioadă mai lungă de timp. Mai lungă, adică câteva ore, câteva zile și nu știu. Intră acolo, stau la macerat, așa, mă liniștesc. Nu mai stai încercând să-ți dai seama ce s-a întâmplat, stai încercând să găsești o soluție. Stai, adică pe mine dacă mă lași și... două zile, adică dacă eu sunt într-un moment greu și mă lași două zile singură, e mult mai rău decât era înainte. Chiar glumeam cu Dan, că eu aș fi foarte fericit în închisoare dacă aș avea cărți. Dacă ar fi să te gândești la toate lucrurile pe care le-ai învățat în anii ăștia, este vreun lucru care ți-a luat mai mult timp decât celelalte? O lecție pe care ai învățat-o, dar a durat mult până să o înveți? Da, eram foarte nerăbdător când eram mic. Adică vreau să se întâmple toate lucrurile imediat. Și mi-am dat seama că nu puneam întrebările care trebuie, nu puneam obiectivele realiste. Și mi-am dat seama că e mult mai important cum fac lucrurile decât unde trebuie să ajung. E mult mai importantă călătoria decât destinația. Și era un lucru pe care l-am înțeles și nu are doar conotații pozitive în ultima vreme. Orice lucru din viața asta, fie că e bun, fie că e mai puțin plăcut, e o vorbă foarte scurtă și mi se pare, nu știu, că e așa un fel de esență în viață. Spune așa în engleză, this too shall pass. Da. Și asta va trece. Fie că e o bucurie foarte mare, fie că e această discuție foarte, foarte faină pe care o avem, și asta va trece. N-a fi că e o emoție de aia, așa, fie că îți vine, nu știu, s-a întâmplat ceva foarte, foarte nostru, și aia va trece. Da? Și când știi și conștientizezi și ai chestia asta în spate, devii așa mai liniștit, mai seren. Ca să-l citesc pe unul dintre autorii tăi preferați, Seneca, suferim mai mult în imaginație decât în realitate. Total adevărat. Asta e citatul meu preferat, l-am pus undeva în fața biroului, de câte ori mă agit, mă uit la el și zic, ok. Și la nivel e personal, ceva ce înveți în momentul ăsta? Ce te foarte preocupă? Interesant, asta n-are nicio treabă, de fapt are un pic de treabă cu business-ul. Am învățat foarte multe din cărțile de parenting. Da? Fetița mea, 2 ani și jumătate, soția mea, când se apropia să nască Eva, a venit acasă, m-a ajutat și prietenul Dragoș, că se ocupă publică cărți de genul ăsta, și mi-a venit așa cu un teanc. Zic, uite, lectura ta, tu îți place să citești? Ia de aici, că mă uit toate cărți numai cu copii pe copertă, zic. Ei, și a fost fascinant pentru mine, mai ales dacă vă și alegeți lecturile potrivite, foarte fain. Și am început să aplic în business, am început să aplic în relația cu cei din jurul meu. Un lucru absolut de bază pe care îl înveți în parenting este setarea așteptărilor copilului. Da? Adică să-i explici ce se va întâmpla în viitor. Și m-am dat seama că nu prea l-aplicam în business. Adică nouă ni se părea foarte natural, ok, care e planul, că știm foarte bine mai departe. Da. Și de multe ori oamenii erau, asta se întâmplă. Păi, chestia e parenting. Uite, asta o să întâmple, asta e pasul următor, pasul 3, așa o să arate integrarea, pasul 1, pasul 2, pasul 3, nu știu ce. Tehnică foarte, foarte de bază din parenting. Și copilul nu învață ce îi spui, ci se uită la ce faci. Asta e, din nou, dacă vă uitați în jurul vostru, poți să-i spui tu copilului, stai tu cu minte, zi te rog și mulțumesc. Da, dacă tu nu zici te rog și mulțumesc, nu o să facă... Asta apropo de valori în business, știi? De ce scrie pe pereți versus ce facem în viața de zi cu zi. Exact. Oamenii se iau după ce facem, nu după ce scrie. Da, și o fază foarte simpatică. A fost în trecută, v-am zis că tu mai ai început grădiniță, Eva. Eva cumva, probabil genetic, Elena a muncit mult cu ea, am reușit să creștem un copil autonom. Foarte independent. Genetic. Deci, și se duce ea la grădiniță, 2 ani și 5 luni, 6 luni. Și am învățat un nou concept. Știți ce e la copil? Coala? Știi cineva? Coala? Știi, coala se ține așa de bambus. Da. Sunt copiii da. Care nu vor să lase părinții să plece de la grădiniță, așa stau legați de piciorul. Văd mai mulți copii de ăștia și la un moment dat o duc eu pe Eva la grădiniță, că de obicei se duce Elena. Și ajung acolo, o scenă horror, la 8 dimineață. Copiii plânși, părinții stresați, nu știu ce. Urc eu cu Eva, ok, o las acolo și nu prea știam exact care e rutina. Că mi-a zis el la mână, vezi că e o anumită rutină, vrea Eva să facă niște chestii. Zic, ok, mă uit acolo. Eva s-a dus repede, a început să facă niște chestii în plastilină. Mă uitam în jur, stresul era mare. Și mă întreb pe Eva, zic, Eva, nu cam plec la birou? Și la care se uită așa, unde e peacă tata? Zic, păi, la birou ăsta, bine. Și uite, o să vină mama să te ia, ok.
Și zic, okay, și mă întorc eu frumos cu spatele, puș, puș, și aud în spatele meu, asta a fost faza foarte mișto. Aud mai mulți părinți simultan. Uite, tatăl Evei pleacă. Săracii și-au găsit.